Dar pe cine chemi dacă n-ai preot la slujbă? Pe CGPT. Nu râdeți pentru că s-a întâmplat. Am, am avut, spre exemplu, un, un prim exemplu în Germania, unde 300 de credincioși a au auzit o, o slujbă, au stat la o slujbă uh, protestantă, de creștini protestanți, uh, care a fost realizată cu toaluri de inteligență artificială. O slujbă de 40 de minute, cu rugăciuni, slujbe, binecuvântări și cântece care... a uh, au folosit sintezia. Și au folosit, da, sintezia. Îmi place în schimb fotografia asta de aici, de, la, de aici, și mi se pare că ar putea fi, fi replicată destul de ușor într-un viitor apropiat. Partea asta cu biserica, cu tehnologie în spate. De ce nu? nu? Religia este importantă pentru foarte mulți oameni și este una dintre forțe... E o forță a binelui în cele din urmă. Da.